În primul rând, vreau să mulțumesc organizatorilor, să-i felicit pentru că în sfârșit au realizat un astfel de eveniment. Vreau să apreciez foarte mult modul și profesionalismul de care au dat dovadă, pentru că organizarea s-a făcut într-un timp relativ foarte scurt și sub auspiciul unor condiții climatice destul de nefavorabile, dar până la urmă a ieșit soarele și, după cum se vede, prezența este încurajatoare. Noi am ales loturile din hibrizii cei mai noi, pe care i-am creat, să spunem, înregistrat, în curs de înregistrare. Este un material genetic foarte bun, și din acest motiv l-am adus aici, l-am expus să-l vadă și fermierii din toată țara. Fermierii sunt foarte interesați de material genetic de la Procera pentru că, așa cum l-au identificat și aici, au început să-l folosească și în cultură și vor să știe și în ce direcție ne îndreptăm și ce alte noutăți le pregătim. Iar noi suntem gata cu toată echipa de cercetare, cu echipa comercială, să oferim cât mai multe informații. Cercetarea înseamnă foarte multă muncă, foarte multă organizare, un efort susținut, făcut de echipă și de cercetătorul șef principal. Înseamnă până la urmă și rezultate exprimate prin producție, de cele mai multe ori satisfăcătoare, mai ales dacă factorii tehnologici sunt respectați. Chiar anul acesta împlinim 10 ani și cam tot de atunci am început să ne preocupăm de soarta fermierului, să căutăm soluții care să vină în sprijinul lor și să le implementăm într-un fel de comun acord cât mai bine. Agrocredit, da, un program de 7 ani de finanțare care s-a extins foarte mult, începând de la cultura de rapiță, ajungând acum la culturile de primăvară, porumb și floarea soarelui, și o să continuăm cu orz, orzoaică, dar depinde cât de mult și vom fi susținuți și de partenerii noștri care vin spre noi. Sunt foarte, foarte încântat de faptul că fermierii sunt interesați, solicită informații, nu vin doar să ridice catalogul, punga și să plece mai departe, ceea ce înseamnă că am ajuns, să spunem, la un grad de maturitate, uitându-ne puțin și la rezultate, nu numai la forma de ambalaj, la marketing. În plus, ne reîntâlnim cu fermieri, parteneri de-ai noștri de-a lungul timpului, care au cultivat, cultivă în continuare produsele noastre și care împărtășim experiențe din diferite regiuni ale României, diferite condiții și, bineînțeles, diferite rezultate climatice de producție. Potențialul genetic este ridicat, rezultatele depind foarte mult de tehnologie și de condițiile agrometeorologice. De obicei depășim media și asta este un lucru îmbucurător pentru că ne asigură continuitate.